Bun găsit la o nouă ediție a știrilor de sabat. Sunt Cosmin Neagu și vă invit să le urmărim împreună. Președintele Bisericii Adventiste de ziua 7-a, Ted Wilson, îndeamnă toți credincioșii adventiști la rugăciune pentru cei care au suferit pierderi în urma incendiilor din ultima perioadă din Statele Unite, California. Vrem să transmitem sincere condoleanțe și dragostea noastră tuturor celor care au avut de-a face cu o pierdere în urma incendiilor devastatoare din nordul Carolinei. În mod special ne adresăm membrilor și prietenilor Bisericii Adventiste din Paradise Church care și-au pierdut locul de închinare. În același timp vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu că o mare parte din Spitalul Adventist Feather River a fost păzit de incendii și suntem încurajați de gestul personalului spitalului care au acționat cu profesionalism în procedura de evacuare a pacienților, a declarat Ted Wilson, președintele Bisericii Adventiste Mondiale. Săptămâna trecută, Uniunea Italiană a Bisericii Adventiste a lansat proiectul Centrului Media Adventist Hope Media Italia. Acesta este bazat pe activitatea postului de radio Vocea Speranței Italia, dar a fost înființat ca răspuns la era digitală care favorizează crearea unei singure platforme care să comunice prin mai multe forme precum articole scrise, radio, televiziune și social media. Noul centru media din Italia va aborda în principal sfera de digital media prin producția de conținut scris și video pentru aplicația mobilă Voice of Hope Italia, dar și pentru website-ul și canalul de YouTube Hope Channel Italia. În Italia, Biserica Adventistă de ziua 7 simte nevoia de a folosi noile tehnologii în domeniul comunicării. De asemenea, am observat importanța folosirii unui singur brand, Hope Media Italia, care să unifice toate metodele de comunicare internă și externă a bisericii, a declarat Vincenzo Anunțiata, directorul Centrului Media Adventist. Legiuitorii bulgari se pregătesc să voteze un controversat pachet de amendamente care reglementează activitatea cultelor religioase din țară. Proiectul de lege vizează în principal minoritățile religioase și prevede ca numai cele care întrunesc cel puțin 1% din populație se vor putea înregistra ca biserici. Ceea ce este o mare problemă, având în vedere că toți creștinii evanghelici din Bulgaria însumează mai puțin de 1% din populație, conform recensământului din 2011. Totodată, înseamnă că dacă proiectul legislativ intră în vigoare, toate confesiunile evanghelice vor fi în pericol de a intra în ilegalitate. Organizația studențească Amicus România organizează și anul acesta Festivalul Național Amicus. Acesta se va desfășura la Universitatea Adventus din Cernica în perioada 30 noiembrie-2 decembrie sub denumirea Fii Autentic. Spiritul umanitar studențesc va fi pus în practică chiar în cadrul festivalului prin susținerea unui concert umanitar al corului Reunit Amicus, format din peste 300 de studenți sub bagheta dirijorilor Ciprian Lupușor și Andrei Sisu, sâmbătă 1 decembrie, începând cu ora 18. Cauza umanitară este extinderea secției de terapie intensivă nou-născuți a Spitalului Județean Constanța, nevoie care va fi prezentată în cadrul concertului de doctorul Cătălin Cârstoveanu, șeful secției terapie intensivă nou-născuți din cadrul Spitalului de Urgență pentru Copii Marie Curie, București. În perioada 19-23 noiembrie, preșcolarii și elevii Școlii Adventiste Mihai Ionescu din București au luat parte la programul educativ cu tema Săptămâna Recunoștinței. Pe parcursul acesteia, elevii și preșcolarii au primit provocări din sfera mulțumirii și a recunoștinței pe care le-au pus în practică alături de profesorii lor. Astfel, ei au învățat cum să fie recunoscători familiei, prietenilor și colegilor, dascărilor, dar și lui Dumnezeu. Un partener în conștientizarea copiilor a fost Asociația Ridică-te și Umblă, care a facilitat contactul copiilor cu un voluntar din cadrul asociației, dar și cu persoane cu handicap, care le-au împărtășit copiilor povestea lor de viață și motivele pentru care sunt recunoscătoare. Ca mulțumire pentru ajutorul oferit, copiii au dăruit pachete cu alimente persoanelor defavorizate de care Asociația Ridică-te și Umblă se ocupă. Acestea au fost titlurile ediției de săptămâna aceasta. Până data viitoare, numai bine!